Principalele aspecte sesizate de către reprezentanții Curții de Conturi vizează bursele școlare, pepinierele, cheltuielile cu avocații, dar și serviciile de consultanță. Efectuarea unor plăți pentru acordarea unor burse lunare elevilor clasați pe locurile 1, 2, 3, o nerespectare a prevederilor legale în vigoare privind regimul operațional de casă. Au dreptate, ce o să le reglementăm. Au fost angajate, lichidate, ordonanțate și plătite cheltuieli pentru obiectivul de investiții pepiniere în lipsa documentației tehnico economice elaborată și aprobată în consultare cu prevederile legale. Noi am avut pepinierele astea, acum să vedem. Noi le-am avut date la regie, regia s-a ocupat. Sunt o mulțime de observații aici că nu s-au respectat tot felul de hotărâri de guvern, de... Nu s-au respectat de CJ sau de regie? Hotărârea două... De noi, că noi nu le-am urmărit mai departe la regie. Pepinierele astea, noi n-am avut așa un regim foarte clar. Deci noi n-am avut specialiști așa cum sunt specialiștii de la Rom Silva și pe ce viitor... Ce veți continua programul? Păi, noi pepinierele le vom ține, că e păcat de ele, cel puțin până scăpăm de tot materialul ăsta care s-a produs în anii ăștia. Ni s-a adus în vedere că toate cheltuielile pe care le-am făcut cu avocații, contractele pe persoană fizică de consultanțe, sunt nelegale. O să vedem, o să le contestăm. Reprezentanții instituției spun că vor respecta procedurile, vor contesta decizia și vor înainta obiecțiuni. După această etapă, Curtea de Conturi va elabora și înainta raportul final, care cel mai probabil va fi atacat în instanță. Urmează să facem obiecțiunile la Curtea de Conturi, după care vom avea decizia finală și vom supune atenției obiecțiunile. Controlele efectuate în ultimii ani de Curtea de Conturi a României la Consiliul Județean din Constanța au scos la iveală mai multe nereguli. Acestea vizează în principal cheltuirea banilor publici. În baza acestor rapoarte, oamenii legii au demarat numeroase anchete.